Salut și bine v-am regăsit la un nou video! Și dacă sunteți pentru prima dată aici, vă spun încălduros bine ați venit și sper să mă urmăriți în continuare cu multă plăcere! Astăzi vom face împreună un unboxing al catalogului C4 2020 Oriflame. Acesta este catalogul, așa arată. Ok, îl lăsăm aici și să începem unboxing-ul. Aici avem flyer-ul și catalogul următor, C5. Dacă vreți să vedeți răsfoirea catalogului C5 2020 Replay, dar și răsfoirea flyer-ului, care de obicei, îl veți găsi pe canalul meu. Intrați pe canal și sigur îl veți găsi. L-am postat cam de o oră așa. Ok. Și acum haideți să începem unboxing-ul. Avem aici o cremă de zi din gama Novage. Așa arată. Haideți să vedem cum arată ea. Așa arată. Este o cremă de zi cu efect intens de protecție 50+, la 30 de mililitri și a costat 40 de lei. De la 65 de lei. Are o protecție foarte mare, 50+, după cum am spus. Bine că dura și în curând ne va fi de folos. Dar previne și aspectul neuniform al pieptului. Formarea fetelor de vârstă, dar și a ridurilor. Deci e super. Mai departe, avem aici 3 deodorante Rolon, imediat vă spun. Fiecare a costat 8 lei și are 50 de mililitri. Acesta este Miss Giordani Gold Essenta. Aceasta este Miss Giordani și aici avem Volare. Ok, mai departe. Mai avem aici capsule, da? Niște capsule cu ulei de la Novage. Imediat vi le arăt și pe acestea. De la 70 de lei, de la 120 de lei, a costat doar 70 de lei. Așa arată. Sunt înăuntru niște capsule. Despre aceste capsule v-am vorbit eu într-un clip cu produse terminate. V-am povestit foarte multe despre ele. Le găsiți tot așa pe canal la mine. Acestea se aplică înainte de crema de zi, dar și de crema de noapte. Este potrivită pentru toate vârstele și pentru toate tipurile de ten. Îți lasă pielea foarte cartelată, e super, e wow, chiar vi le recomand. Eu le-am folosit și sunt mega mulțumită de ele. Deci o cremă nu cartelează așa cum cartelează acest ulei facial. Mai departe, aici avem un din gama Sweet Spa, un exfoliant pentru mâini, un sapun, are două părți, acesta netezește pielea, iar acesta exfoliază pielea. Așa arată. Mai departe, avem aici parfumul Giordani Gold Essenta. Imediat vi-l arăt și pe acesta. Așa arată. De la 170 de lei a costat doar 110 lei. Este floral lemnos, este un parfum de lux la 50 de mililitri. Sticluța este rafinată, iar capacul este finisat cu foiță de aur veritabil. E super. Și persistă, bineînțeles, foarte mult. Dar îl puteți cumpăra împreună cu aceste deodorante spray pentru corp, tot din gama Giordani Gold Essenta, la 75 de mililitri și a costat fiecare 15 lei. Ok. Avem aici tot din gama Novage, demachiantul pentru ochi cu efect reconfortabil la 150 de mililitri și a costat doar 28 de lei. Ok, mai departe. Aici avem un parfum de Claco. Vi-l arăt și pe acesta imediat. Este o apă de toaletă de la 110 lei la 60 de lei. Este oriental citric lemnos. Este un parfum clasic și modern pentru bărbați. Este de lux, ca fiind. Super.
mai departe. Avem aici două spray-uri pentru bărbați. Da. Avem unul intens și unul power, not for men intens. Acesta conține lavandă și ananas, iar acesta conține mușchi de trifoi și pepene verde. Ambele sunt bune pentru utilizare frecventă. Ok. Mai departe, așa frumos. Mai avem aici balsamul pentru păr vopsit, pe la ofertă, din gama Helix. Mai departe, Fitap Comfort. Este o cremă antiperspirantă pentru căl, la 75 ml și a costat vreo 13 lei. Mai departe, aici avem o cremă pentru mâini, din Mary. Am înlocuit asta de transport cu această cremă. Mai departe, din gama Discover, avem două geluri de duș. Așa, la 250 ml fiecare. Acesta este Costa Rica Explorer, iar acesta este New Zealand Journey. Ok. Iar aici avem un apă de parfum Amber Elixir Crystal la 50 ml și a costat 70 de lei. Este oriental floral. Ok. Am ajuns și la finalul acestui unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați, deoarece vor urma și alte clipuri de genul acesta. Dați să dați și share, dar să nu uitați să bipați și clopoțelul, pentru a primi notificare atunci când postez un clip nou. Vă pup și pa, pa!